Ne facem părtașul unui cuvânt asupra căruia au privit părinții noștri și de mii de ani privesc cu oamenii, care însă nu s-a epuizat cu trecerea timpului. Având în vedere că este un cuvânt viu, cuvântul lui Dumnezeu, el continuă să dea valori peste valori și străluciri peste străluciri și să ne ajute să vedem cu ochii ceea ce n-am văzut. N-a văzut ghiazii la un moment dat, dar a văzut după aceea. Ar vrea să legăm întâlnirea noastră de seară cu cea prezentă, afirmând faptul că nu bărbatul este după chipul lui Dumnezeu, nu femeia este după chipul lui Dumnezeu, ci bărbatul și femeia formează omul, și acesta este după chipul lui Dumnezeu, adică legătura dintre ei. Acesta, acesta este lucru pe care l-a exprimat Dumnezeu în creierea și nașterea familiei. Este impropriu să numim bărbatul om. Biblia nu spune acest lucru. Știu, e convențional, e cultural, așa zicem toți, așa este. Dar Biblia spune, le-a dat numele de om. Numele de om aparține familiei e soț și soție, este femeia și bărbatul. Omul, cel pe care îl numim om, om și femeie, nu, este, om este bărbat și femeie. Bă, nu, nu știu dacă putem să schimbăm semantica aceasta, că mai repede întorci Dunărea înapoi decât să faci unele schimbări de felul dar cel puțin înțelegerea termenului acestuia. Da, absolut, absolut. Chipul lui Dumnezeu a fost reflectat acolo, în ei doi, i-a făcut, făcut după chipul lui Dumnezeu. Ei, plural, pe ei. Acum, în același timp, fiecare dintre ei purta chipul lui Dumnezeu, e ceva din matematica infinitilor aici. Infinit plus infinit fac infinit. infinite. Și, și alte lucruri de felul acesta. Este ceva legat de prezența lui Dumnezeu, care e de plină, e totală, e dăruită, nu? De plină. Dar lucrul acesta a fost supus unui plan etern al lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu a dorit să umple pământul cu cunoștința aceasta. Chipul lui Dumnezeu este relația dintre soț și soție, chipul lui Dumnezeu este relația dintre părinți și copii, chipul lui Dumnezeu urmează să umple tot pământul și acest lucru s-a făcut pe bază de jurământ. E câte un om care se jură pe copii, pe ce nu, nu are săracul, nu stai lui, dar el se jură pe ei sau pe diverse, pe ochi, pe toate. În cazul nostru, scrie Biblia, Dumnezeu a jurat pe sine însuși, pentru că nu era un altul mai mare, a jurat pe sine însuși și a spus așa cum este scris în cartea profetului Isaia, capitolul 45, versetul 23, pe mine însă mă jur, adevărul iese din gura mea și cuvântul meu nu va fi luat înapoi. Orice genunchi se va pleca înaintea mea, orice limbă va jura pe mine. Fără să aplece Dumnezeu de spinare pe cineva în genunchi, El nu face fapte de felul acesta. El prorocește aici, El jură, El afirmă, spune că pământul acesta pe care stăm noi va fi plin nu de populație sau de alte lucruri, ci plin de cunoștința Domnului. Acesta este subiectul cel mare. Pentru împlinirea acestui plan, Dumnezeu a născut familia. Pentru împlinirea acestui plan. Și așa cum ne-am înțeles aseară, femeia nu a fost creată pentru că omului lipsea ceva. Și a fost creată pentru că el nu era acel ceva și nici nu putea deveni altfel niciodată. Acesta a fost rostul creierii familiei și prin ea Dumnezeu dorea să-și exprime chipul în lume. Vorbim lucrurile acestea pentru că, îndată ce le vom primi, nu ce le vom auzi, îndată ce le vom primi în viața noastră, se schimbă casa noastră. Imediat. Se schimbă umblarea, vorbirea noastră, purtarea noastră, când ne dăm seama care este statutul nostru pe acest pământ. Obiectivul atacului șarpelui cel de-al doilea punct pe care îl discutăm în caz, nu a fost Adam sau Eva obiectivul. Nu. Obiectivul a fost legătura dintre ei. Acolo a tras el, acolo s-au dovedit ei vulnerabili și acolo s-a produs fisura în acest singur trup creat de Dumnezeu prin și din aceste două ființe. Acolo. Acolo a tras diavolul. Și imediat după păcat s-a auzit eu și s-a auzit tu și s-a auzit tu. Imediat acolo s-a spart legătura. Pentru că Dumnezeu a creat, a născut un singur chip, un singur trup. Asta cum este un singur trup? Ce? E un trup cu două capete? Nu. Un singur trup nu înseamnă eu ca tine sau tu ca mine. Un singur trup înseamnă eu ca Isus și tu ca Isus, după tipul lui, și nu de A egal cu B, B egal cu C, de unde rezultă C egal cu A. Este o ecuație foarte simplă. Foarte simplă aceasta. Aceasta înseamnă un singur trup. Datorită înțelegerii acesteia grav greșite. Că un singur trup înseamnă ca eu să devin o copie anonimă a ta sau tu să devii o copie anonimă. Datorită acestui lucru, lumea noastră a suferit imens fără să fie necesar. Nu era necesar lucrul acesta. Dar a devenit necesar, a devenit cauzal inevitabil a devenit în momentul în care omul s-a despărțit de adevărul lui Dumnezeu cu privire la un singur trup un singur trup înseamnă identificarea ta cu Isus Hristos în tine, Hristos în tine și el este prezent în noi. Nu se poate spune despre familia lui Iov că nu era o familie, un singur trup, dar a venit un moment în care drumurile lor s-au despărțit. Nu pentru că s-au despărțit unul de altul, nu s-a întâmplat treaba aceasta, au continuat viața de familie, ci pentru că S-au apropiat sau s-au depărtat depăr de chipul lui Dumnezeu cu care noi suntem chemați să fim una. De acolo vine lucrul acesta. Cum se întâmplă așa ceva? În niciun caz, cum am cântat noi în prima cântare de deschidere aici, care a zis: Ferice casa unde tu, Isuse, ești. Musafir? U. Uh. Păi, un musafir. Vine și te uiți la aceea când pleacă mai repede. Dacă e musafir, nu este chemat să fie musafir. Nici așa cum uneori spunem noi la programe, ne rugăm, Doamne, fii oaspetele. Oaspete? Tu ești oaspete în casa lui Dumnezeu, da ți-a spus acolo nu mai ești nici străin, nici oaspete, nici tu cu atât, mai puțin Domnul. Cum îi spui lui că e oaspete în casa lui și bine ai venit, bine ai plecat? Nu se întâmplă asta. Acest lucru se va realiza și se realizează în casa în care prezența lui Dumnezeu este continuă, este desăvârșită. Acesta este planul inițial al lui Dumnezeu. Mă interesează foarte mult când conduc o ceremonie de nuntă ce își zic unul altuia, cei doi. De unde zis, scria o doamnă că jurămintele pe care le-a scris. Uh, cel ce urma să devină soț a scris așa. Uh, inelul de nuntă, uh, dacă va dura trei luni căsătoria noastră, uh, cer să-mi dai înapoi inelul de nuntă. Trei luni, dacă va dura. Dacă va dura trei ani, este mărturia personală aceasta a unei persoane. Dacă va dura trei ani, uh, îl vindem și împărțim prețul în două. Iar dacă va dura 10 ani, rămâne la tine. Așa i-a scris dumnealui în jurămintele astea de, de, început. Și nu mă mir de el că a scris așa ceva. Nu. Biblia spune, nebunul zice nimeni lui, nu e niciun Dumnezeu. Am înțeles asta. Dar mă mir de cine a semnat o astfel de hârtie, a semnat. Jurămintele de la început Adevăratele jurăminte care s-au produs înainte de căderea în păcat sunt așa. Iată în sfârșit ceea ce înseamnă asta căutam. Os din oasele mele, carne din carne mea, parte din ființa mea. Așa era literal. Literal era așa. Dar aceasta nu era o, nu, aceasta nu era o simplă afirmație, uite ce văd eu, ce constat eu aici, a? ci era un jurământ de credință asupra felului cum el va privi pe cea de lângă el. Acest lucru e colosal. Este colosal. Spre aici conducea Dumnezeu omenirea, cu aceasta vrea să acoperi El Pământul cu cunoștința lui Dumnezeu. Așa că, în epistola către Filipeni, Pavel reia lucrul acesta și spune că în numele lui Isus se va pleca orice genunchi. Ne îndreptăm spre așa ceva în care întreg pământul va fi plin de cunoștința Domnului, cum este fundul mării de apele care îl acoperă. Sigur că nu, cineva nu poate crede sau nu poate procesa așa ceva sau cineva va spune după Pavel, păi da, nu se vede așa ceva în lumea noastră, se vede că mergem în partea altă. Nici o problemă. Nu uita că Dumnezeu a jurat! A jurat că lumea aceasta, planeta aceasta, familia noastră, familia bisericii, familia umanității va fi de așa natură încât orice genunchi din ea se închină lui Dumnezeu. Aceasta, aceasta nu este o vorbă în trecere, ci este un jurământ al lui Dumnezeu spus în numele Lui cine îndrăznește să gândească faptul că acest lucru nu se va împlini vreodată, indiferent cum apar lucrurile la un moment dat? Iubiții mei, întrebarea mare pe care o ridică studiul nostru de astăzi este însemnătatea înțelegerii naturii și originii familiei noastre. Ce este asta în care suntem cei mici au enunțat aici o întrebare, dar ați observat care a fost întrebarea lor? Zice ce stare? Așa, bine, ați, ați, răspuns. Cine oare ne-a creat? Asta au întrebat ei, dar nu zice cine m-a creat. Cine ne-a creat? Să uitați spre tată, să spre mamă, să spre frate. Cine ne-a creat, frate? Cine ne-a așezat? De unde venim? Ce se întâmplă aici? cine oare ne-a creat. În momentul în care înțelegem și avem răspunsul la această întrebare sau mai degrabă spus primim răspunsul la această întrebare, atunci lucrul acesta se transformă în martorul lui Dumnezeu pe pământ. Părinții devin martorii lui Dumnezeu pentru copiii care nu știu să deosebească dreapta de stânga. Așa scrie despre ei în Biblie. Și cred că ați observat lucrul acesta și în cuvintele lui Moise, dar și în Iona. El spune că Dumnezeu a salvat cetatea Ninive datorită celor care nu știu să deosebească dreapta de stânga. Fie că se referea la oameni care nu aveau cunoștință aceasta, fie că se referea la, la copii. Datorită lor, zice, sunt atâți aici. M-am bucurat în că astăzi am pus la înaintare copiii noștri, fiindcă undeva în adâncul sufletului nostru Înțelegem că acest cuvânt este scris pentru ei. Și mai înțelegem altceva, că noi nu putem fi orice fel de oameni în momentul în care la masa noastră și în casa noastră sunt unii ca ei. Noi nu putem fi orice fel de oameni. În domeniul acesta, ipocrizia ajunge până la talpa iadului. Se afirmă grijă față de copii, față de viitorul copiilor. Și în realitate se comite cea mai cumplită trădare împotriva acestei clase de nevinovați. Dacă acest copil nu știe să deosebească dreapta de stânga, ce cauți în clasă când el are 5 ani și predai perversiuni sexuale? De ce faci treaba asta? Tu sau tu? Dacă, dacă el nu știe să deosebească. Dacă El se uită la tine ca învățător sau ca învățătoare, dacă El se uită la tine ca la Domnul Hristos, și tot ce spui tu este lege și adevăr și știi bine că e așa. Știi că El nu va deosebi niciodată cuvintele tale bune sau rele. Pe tot ce spui tu este ca și când ar vorbi Dumnezeu. De ce spui? De ce torne așa ceva mintea Lui? Citeam ieri că sunt două mașini de spălat în casă. Una de spălat rufe și una de spălat creierul pe ecran sunt acolo. Lucrul acesta însă merge mult mai departe. Tata și mama nu reprezintă soțul și soția, bărbatul și femeia, familia și așa, ci reprezintă pe Dumnezeu. Copiii nu au un alt Dumnezeu decât acela pe care îl văd aici. Și prin el, vor ajunge la cunoștința Dumnezeului care cine oare ne-a creat. Vor ajunge, prin ei vor ajunge la cunoștință. De asta copilul acesta mic de trei ani întreabă pe mama lui în timp ce îi citea povestea, în Loma Linda se întâmplă, în timp ce îi citea povestea, o întreabă. Mamă, Iisus este tot atât de bun ca tine? A trecut de la bunătatea omului la bunătatea Domnului. Aceasta este. Și eu nu trebuie să uit acest lucru niciodată, că sunt privit de copiii mei în acest fel. Ba, încă sunt privit și de lume, cumva, și de cei care mă înconjură, și de adunare, și de, mai ales de societate, de oameni. Așa sunt privit. Nu trebuie să uit acest lucru și el va da culoare și putere mărturiei vieții noastre despre Dumnezeu. Tot umblă oamenii și încearcă. Nu știm care e sensul vieții, care e scopul vieții, bla, 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 scrie Victor Frankl, acolo, man in search for meaning, omul caută înțelesul, una, alta, și nu găsește deloc înțelesul. Nu, nu se poate găsi înțelesul acesta în izolare. Pentru că omul nu, omul nu este creat în izolare, ci este creat în relație. Aceasta înseamnă om. Și lucrul acesta se poate înțelege și poate să devină o lumină dacă este privit în, în contextul acesta. Atunci vom înțelege clar care este rostul vieții noastre, care este calea pe care mergem. În lumina acestui lucru, în relația noastră cu cei din jurul nostru, dincolo de casa noastră, copiii noștri vin aici, în adunarea noastră, și cel care a spart la început legătura între soț și soție. Cel care a mutat vrăjmășia dintre om și șarpe, a mutat-o între bărbat și femeie în cadrul familiei, a mutat conflictul interior, așa face și aici, în casa lui Dumnezeu. El pune oameni unii împotriva altora ca să distrugă mărturia lui Dumnezeu față de această clasă care a cântat înaintea noastră astăzi. Acest lucru se întâmplă. Nu-i da concursul. Vină, vină răul, biruiască, distrugă, spulbere, dar nu cu ajutorul tău. Tu nu ești parte din aceasta. Pavel a spus: Sunt curat de sângele vostru. Eu, cuvântul acesta nu poate fi spus decât dacă nu te faci părtaș acestor lucruri, nici în casa ta, nici deci în casa lui Dumnezeu. Ați văzut când noi avem COVID, dar ne trebuie și COVID, și conștiință. Dacă avem numai COVID, oricât de bolnavi suntem, zicem, fraților, tot am venit. Cât de bolnavi sunt, tot am venit. Și e clar că după ce ai venit tu, în urma ta, s-au întâmplat lucrurile acestea. Trebuie să avem și COVID și conștiință. În momentul în care ai COVID și conștiință, stai cu minte. În momentul în care simți un alt fel de rău în viața și sufletul tău, nu-l aduci în familia ta, ci, cum spunea poetul, scutură la afară lasă-l la, dincolo de prag, nu intra cu el în casă, când pășești peste prag, râzi și cântă. O, băi, cum să cântăm cântările pe un așa, pe un așa loc ca acesta, cum în dimineață, care într-adevăr rupe sufletul. Fă lucrul acesta în puterea lui Dumnezeu. Nu duce în casă la tine așa ceva. Nu. Nu duce în adunare nici de cum așa ceva. Nici atât în lumea în care suntem. Nu duce lucrurile acestea cu tine. Uh, mai modern au fost inventate niște o uh, otrăvuri de furnici. Mai modern. Și nu mai sunt cu pompa cu asta acum. Ce altfel. Sunt dulci, sunt uh, foarte plăcute furnicilor. Și atunci le pui pe o hârtie, furnicile îi iau din ele și degrabă se duc cu uh, dulceața asta în cuib. Și cuibul este mort a doua zi pentru că ele au dus o treabă mortală acolo. n știu știut lucrul acesta, dar așa se întâmplă. Învață de la viețuitoarele pământului să împarți cu oamenii numai acele valori despre care vorbește Biblia, tot ce este bun, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este adevărat, tot ce este înălțător, tot ce este vrednic de închinare la Dumnezeu, aceea să te însuflețească. Asta spune Domnul. Noi nu înfruntăm vremi ușoare și vreau să înțelegem bine lucrul acesta pentru că ne găsește dormind altfel. Chiar s-a mirat unul dintre lucrători și a zis domnule, dar cum de-a ajuns buruien aici când nu te văd pe tine să sementu așa ceva în adunare, nu te văd, sau în familia nu sau în lume. Se bată o țară cu alta, o moară, sânge cu tare și... Președintele Indiei a spus președintelui Rusiei, domnul președinte, a trecut vremea cu bătaia, acum stăm la masă, discutăm altfel. Și te întrebi asupra acestui lucru. Dar, iubiții mei, vremea în care trăim noi astăzi a făcut din noi oamenii mesagerii lui Dumnezeu în casa noastră. După cum, fără știință, ființele astea duc în casă o treabă și moarte, noi suntem chemați să ducem în casa noastră cunoștința de Dumnezeu. Nu știu ce o să putem să lăsăm pe hârtie copiilor, le las căruța, le las uh, plugul, găinile, nu știu ce o să putem să lăsăm, dar un lucru trebuie neapărat scris acolo în hârtie aceasta, las moștenire copiilor mei sau adunării cunoștința de Dumnezeu. Acest lucru trebuie neapărat să fie scris în Scripturi. Nu este tot una să trăiești într-un fel pe pământ sau să trăiești altfel. Nu este tot una. Pentru omul care a scos pe Dumnezeu din gândurile lui, sau cel puțin încearcă, dar Dumnezeu este prezent prin absență la cei care gândesc că se poate trăi fără Dumnezeu, nu este tot una cum trăim. Ați văzut la știri că a murit fratele Dan Cojocea în Australia, 43 de ani. A murit în ocean a murit în Dar știți ce a zis? Eu o să vedeți programul acasă că mergeți. Știți ce zicea el din sicriul lui de acolo? Nu mă plângeți pe mine care a murit, a murit salvând patru copii. Niciodată acești copii nu vor uita că sunt vii pentru că au fost salvați. După cum nici în cântarea copiilor Cunoștința de Dumnezeu care a venit prin bunici nu este uitată. Niciodată copiii acestea nu vor uita. Dar eu zicea, din Sicriu, nu mă plângeți pe mine care am murit salvând copiii. Plângeți pe învățătoarea aceea care merge în clasă și distruge sufletul copilului de 5 ani sau de 7 ani sau de 12 ani. Plângeți-l pe psihologul acela care îi dă pase psihologice unui tânăr până nu știe ce, ce este. Nu mai discutăm cine este. El nu mai știe ce este. Plângeți-l pe acela, vrea să spună el. S-a murit salvând copii. Este o mângâiere atât de mare încât am văzut familia că a fost echilibrată de Dumnezeu. În durerea ei cumplită, a pierderea acestui mare și bun om, a fost echilibrată prin faptul că omul acesta și-a dat și și-a închinat viața salvării copiilor. Ce se va scrie? în raportul vieții mele. Ce se va scrie în raportul vieții tale? Este extrem de important. Nu uitați că primul lucru, primul obiectiv al diavolului a fost distrugerea legăturii de familie. Acesta a fost primul lui obiectiv. În momentul în care a pus doi oameni unul împotriva altuia, după aceea s-au născut doi copii care erau diferiți, după aceea avem două clase în omenire, dreapta și stânga, oi și capre, până la sfârșitul lumii. Acolo a dus fisura aceasta cumplită de-a lungul istoriei. Nu uitați acest lucru. Și nu vă lăsați înșelați, iubiții mei, de etichete sau de aparențe. Cel ce desparte lumea noastră, în dreapta și stânga este numele lui Dumnezeu. Nu știu dacă ați citit, da, dar acum o să citiți. Bucuria mea este întotdeauna să să deschid un, un cuvânt de felul acesta, care și voi îl duceți mai departe. Printre primele măsuri care au fost luate de regimul ateu din Rusia, o, atenție, nu vă, să nu vă înșele cuvântul comunism. Asta nu este adevărul, asta este instrumentul. Adevărul este ateismul. Și nu este vorba de ateism. Păi dacă nu e niciun Dumnezeu, de ce lupți împotriva lui? Dacă nu este. nu există, așa ceva. Primele măsuri care au fost luate în Rusia, imediat după instalarea ateismului, a fost distrugerea familiei. Era din 1842, în, în, în documentul acesta numit Manifestul Comunist. Marx și, în special, Engels. Engels a, a, a împins cât a putut de tare și s-a scris acolo că legăturile de familie, în manifestul comunist, legăturile de familie, iubirea aceasta, părinți, copii, familie, chestii care cântau copiii noștri, zice devin tot mai scârboase. Pentru un demon, așa este? Mă gândesc. Nu știu cum o fi, să fi diavol, dar pentru un diavol, cred că sunt mult. De suferit. Asta scrie acolo. Și nu vă înșele eticheta aceasta, comunismul. Nu, nu. Acesta a fost doar un instrument pentru implantarea urii împotriva lui Dumnezeu. Și nu-l vedeți numai în Rusia, îl vedem prezent aici, la noi, unde se numește lumea liberă, și îl vedem prezent peste tot. Până acolo, încât statele lumii de astăzi care vor să se dezvolte și să aibă acces la progresul omenirii sunt condiționate de distrugerea familiei. Dacă semnezi, dacă semnezi distrugerea familiei, îți trimite mâncare și dacă nu semnezi, nu. Aceasta a devenit o condiție politică. În 1919, imediat Ungaria a ajuns și pe acolo niște semințe din aceste roșii, și repede avem Republica Populară Ungară. 1919, nu vorbim de ceea ce a fost mai târziu, ci atunci, în 1919, a fost prima încercare și un guvern ateu a luat în stăpânire țara. Puteți să-mi spuneți care a fost prima măsură pe care a luat-o acest guvern ateu? Nu știți. Dar o să căutați acasă și o să știți. Au pus un comisar cu educația, primul lucru peste Ungaria, și acest comisar a instruit învățătorii să spună copilului să, să șurească și să scârbească părinților. Prima lecție, primul lucru pe care l-au făcut, oriunde au ajuns oamenii aceștia. De ce? Dacă diavolul a ales această armă împotriva lui Dumnezeu, legătura dintre tată și mamă, soț și soție, dacă a tras acolo și a rupt în două, nu au cum oamenii fără Dumnezeu să, aleagă, să găsească un instrument mai serios decât acest. E adevărat ce a spus domnul Modi, președintele Indie, că a trecut vremea cu bătaia. Nenorocirea este că a venit vremea cu minciuna. Asta e mult mai gravă decât ciomagul, decât tunul, decât tancul. E mult mai gravă. Este atât de subtilă. De aparența de dulce și furnică care acasă la ea. S-a promis femei în, în Rusia atee, e liberare, nu o să mai speli vase, femeie, vai de mine, cine mi-ești, nu o să mai spel vase, nu o să mai ai gospodărie. Nu o să mai ai grijă de copii. Îi faci și arunci aici la noi și așa se face că femeile erau o turmă pe câmp care săpau continuu și o altă femeie avea grijă de 80 de copii la o troacă cu mâncare. Citiți atrocitățile acestea. Aceasta se ascunde în spatele necredinței în Dumnezeu. Și cel mai important instrument este distrugerea familiei, dar tu să n-ajuți la așa ceva. Tu să nu duci la tine acasă dușmăniei asta între tine și soție sau soț și soție sau părinți și copii să nu duci acasă. Tu nu, tu nu în așa ceva pentru că face parte dintr-un plan mult mai groaznic. Când Ungaria a văzut că au venit copii acasă și, cum spunea și tatăl cuiva care este aici acum, și mi-a venit copilul de la o întâlnire de copii și avea o față ciudată. Am zis că o fi bolnav, ori n-am mâncat, ori s-a întâmplat. Ce mă cu tine? El s-a uitat la mine așa, străin, pustiu și... Ce a făcut acolo? Nu am voie să spun. Nu ai voie să spui? Ia, vecine, vină cu ce puțin. Știu că tu ai fost bucătăreasa acolo unde a fost întâlnirea asta de copii. Ce a învățat domne omul ăsta în timpul cât a stat acolo? Nu știu vecine, pentru că nu mi-a dat voie să stau de la 200 de metri. N-am avut voie să stau acolo, să văd ce învață. Între altele, li s-a spus acestor copii care aveau sufletul deschis față de părinți, părintele tău, dușmanul tău, niciodată să nu-i spui ce s-a întâmplat aici. Nu avem voie să spunem. Nu mă plângeți pe mine, a zis omul ăsta din Australia care a murit la 43 de ani. Plângeți-l pe ăsta care a rupt copiii de lângă părinți și a rupt părinții de lângă copii, a tăiat legătura aceasta. Plângeți-l pe acela care a învățat să șurească părinții, să-i disprețuiască, să-i consideră într-un fel sau altul, să se poarte față de ei ca și când ar fi dușmanii vieții pe pământ. Pe ăsta plângeți-l. Acesta chiar este de plâns. Însă revenim la permanenta paradigmă. Nu este vorba de vânzător, el va răspunde în fața lui Dumnezeu pentru mărfurile care le-a vândut. Și este vorba de cumpărător. Tu, ca soț, soție, părinte sau copil în familie, tu nu vei cumpăra niciodată astfel de mărfuri. Și tu, care ești o mamă în Israel și un tată în Israel, vei trăi în lume de așa natură încât, spune Pavel, să nu se gura live din casă în casă să ducă astfel de lucruri spre distrugerea acestor copii. Israel se văita ce vor fi copiii noștri, ce vor face copiii noștri, vor fi deja copiii noștri. Toat, toată, călătoria în deșert a fost legată de lucrul ăsta. Da? Sunteți preocupați de soarta copiilor voștri? Atunci ce cerul stau murmurările împotriva lui Dumnezeu? Dacă, dacă voi vreți să vă gândiți la copiii voștri. De ce murmurați și cârtiți împotriva lui Dumnezeu? De ce vă bateți joc de slujitorul pe care l-a trimis Dumnezeu? De ce vă bateți joc de Dumnezeu dacă spuneți că aveți copii pe suflet, vai, copiii noștri vor fi deja, tinerii noștri vor termina, vom fi omorâți cu sabia și așa mai departe? Și moi se spune, zice, uite, cei despre care voi ați mințit că vă interesați în timp ce ați trăit o viață atât de nenorocită față de ei și ați așezat cel mai cumplit exemplu în fața lor acești copii despre care ați vorbit așa, zice, ei vor intra în țară și voi niciodată nu veți călca acolo, unde n-ați aparținut practic niciodată. Este vremea să ne oprim și așa cum spunea poezia, e vremea să te întrebi și tu ce ești, unde te găsești, mai ales încotro te îndrepți, În întâlnirea noastră viitoare, o să urmărim aceste două drumuri care sunt pe pământ în continua lor despărțire până la despărțirea totală. Dar rugăciunea și rugămintea cu care s-a încheiat poezia pe care noi am ascultat-o, Doamne, te rog și pentru casa mea să nu lipsească nimeni. La aceasta să ne ajute Dumnezeu. Amin. Tată Ceresc, venim înaintea Ta, Doamne, și ne închinăm sufletele și ființele noastre în totul neputincioase și știind că nimic bun nu locuiește în noi, dar știind în același timp că Tu, Doamne, poți să faci din ființa noastră ceea ce este cu neputință la noi. Tu poți să faci din familia noastră, din adunarea noastră și din lumea în care trăim, ceea ce astăzi cu greu putem visa. Rămână harul tău, Doamne, peste fiecare familie reprezentată aici, peste fiecare văduvă, peste fiecare orfan, peste orice om singur, peste cel care este un părinte în casa ta și un părinte în această lume, pentru cel care te consideră tată pe tine, Doamne, pentru toți aceștia ne închinăm și ne rugăm și cerem binecuvântarea ta vizibilă în această lume, în așa fel încât chipul Tău, Doamne, să fie văzut în viața și ființa familiei noastre și a Marei Familiei Lui Dumnezeu, până când pământul va fi plin de cunoștința Domnului. Fi Doamne, binecuvântat în veci de veci. Amin. De fiecare dată când ne găsim într-un loc ca acesta, prieteni dragi, numărul nostru... Are cea mai mică importanță. Prezența lui Dumnezeu are toată însemnătatea. Îi mulțumim lui Dumnezeu din adâncul sufletului, cea din biserică a început cu două persoane. Și acolo unde doi s-au adunat pentru numele lui, acolo a fost el. Aceasta e totul. Vom continua prin Harul Bunului Dumnezeu cu partea prezentării de în după amiază aceasta, care se ocupă de. Chemare sau de vocație noastră. Vocație înseamnă chemare. Ce riscant este să faci un lucru pe pământ, ce chinuitor și pur și simplu e, e, este întuneric atunci când ești chemat să faci ceva și nu știi precis despre ce este vorba. Bâșbuiești și te chinui și îți cauți locul și n-ai înțeles despre ce, cum numim noi aici, job description. Ce am de făcut? Care este partea mea în treaba aceasta? Și când devine clar lucrul acesta, ai un alt curaj, știi, știi ce faci, știi, cum, știi, unde mergi. Când Dumnezeu a creat toate lucrurile, a pus în dreptul lor un anume obiectiv, să fie o întindere între ape care să despartă apele de ape, să fie cu tare lucru care să, să fie, să facem om după chipul și după asemănarea noastră. Și El să administreze lumea în imaginea noastră, după cum Dumnezeu administrează cerul. De aceea s-a și născut rugăciunea precum în cer, așa și pe pământ. Și aceasta se referă cel din tâi și cel din tâi la casa noastră. Sunt, probabil, și chiar aici de față, poate sunt persoane care se gândesc, nu are nicio legătură cu viața mea, eu nu am nici familie, -am... se gândește cineva, nu, la Dumnezeu nu există așa ceva la Dumnezeu există cu totul alte valori și debora, spre exemplu, se ridică, așa cum scrie Scriptura, ca o mamă în Israel. Pe asta este... E vorba de mii, milioane de oameni care au numit o mamă. Nu? Și Isaia 51 spune despre un om care nu are nici copii, nici familie, zice săracul, eu sunt un copac uscat, ce să fac? Domnul spune, asta este în lume, dar nu la Dumnezeu. Fii atent ce a spus Dumnezeu. Dacă tu ești credincios lui Dumnezeu, planul lui cu tine este de așa natură că îți va da un nume mai presus de fi și fice. Acesta este Domnul. Și astăzi o să învățăm cu privire la vocația noastră. Nu știu câți dintre voi v-ați băgat pielea la saramură să citiți cartea umpleți vidul al lui Wurmbrand, dar pe vremuri, nu acum, că acum o luăm de la, de, de la colțul străzii, o cumpărăm, atunci când citeai cartea aceasta, dacă se afla că citești cartea aceasta, erai legat, dispăreai definitiv. E umpleți vidul, a spus el. Și în carte s-a referit la faptul că ateismul a smuls din inimile oamenilor pe Dumnezeu și credința în Dumnezeu și n-a pus nimic acolo. A creat un cumplit vid și el spune umpleți vidul acesta cu prezența lui Dumnezeu. Pământul era pustiu și gol, scrie Scriptura. Și chiar după ce a fost născută și creată familia, omul după chipul lui Dumnezeu, încă este pustiu și gol. Și atunci Dumnezeu a spus: Umpleți pământul acesta. Și umplerea pământului nu era formată de, nu era legată de numărul oamenilor care aveau să-l umple, ci era legată de sufletul lor, de natura sufletului lor. Pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acopăr. Prin cine avea să împlinească Dumnezeu acest lucru? Prin familie. Și obiectivul lui Dumnezeu, așa cum foarte frumos ne scrie cuvântul lui Dumnezeu în cartea profetului Maleachi, ce alta cere Dumnezeu de la tine, el care a fost martor al legământului căsătoriei tale, el este garantul, ce alta cere el de decât să sămânță dumnezeiască? Vă rog să rețineți expresia, sămânța însemnează copiii, familia noastră, nu? cei ce se nasc din noi, dar nu este vorba de fi și fiice sau de odrasle, ci este vorba de natura spirituală. Ce ai făcut tu din copiii tăi? Și atunci, vă rog să rețineți expresia aceasta, pentru că ne întâlnim cu ea până la capăt. Ceea ce Mântuitorul numește aici, în cuvântul din și Domnul a fost martor între tine și soția ta din tinerețea ta, arată că nu este o tranzacție în doi undeva, el și ea, ci este o tranzacție în trei, adevărata familie. Celelalte lucruri sunt asociații sau în pereche, sau cupluri, sau cuplat, doi oameni s-au cuplat, a un cuplu, sau o pereche, sau diverse feluri de asociații sau cum este acum când l-am pușcat pe omul ăsta și pe vecinul, zicea că el este în open relationship, open da, avea, era, soția lui era available și atunci a, a urmat crima aceasta cumplită. Sau așa cum s-a spus la începutul ateismului în Rusia, femeia este proprietatea tuturor, te întâlnești cu ea pe stradă, nicio problemă, vine acasă, al cum fi copilul ăsta, a zis un om, ce nu știu dacă o fi al meu, cine poate să știe de unde și cum. Așa au ajuns lucrurile atunci când omul a deviat de la planul original al lui Dumnezeu. Noi suntem aici ca să înțelegem un lucru simplu de tot, dar de, de extrem impact, și anume chemarea noastră ca familie. Ce am eu de făcut în lucrarea aceasta? Ce aștepți tu de la mine, Doamne, care sunt așteptările tale? Și ajută-mă să nu găsesc liniștea, să nu mă așez niciodată în viață, să nu găsesc această fericire despre care am ascultat versul aici, să nu găsesc acest lucru decât când voi fi acolo unde mă aștepți tu pe mine și când voi fi acel om, ce fel de om ar trebui să fie, ce fel de tată, ce fel de soț, ce fel de frate, ce fel de soră, de pastor, de frate. Ce fel, întreabă Scriptura, ajută-mă să nu găsesc o dihnă aceasta, nu e un, să, să nu iau vreo pastilă care să-mi dea impresia că am vreun fel, să nu găsesc o dihnă până nu m-a așezat Dumnezeu și nu sunt ceea ce așteaptă El de la mine să fiu. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup, prin faptul că uh, trăim și cultivăm uh, asemănarea cu Domnul Isus Hristos. Mă întâlnesc cu cineva și... A oh, zice, da. Astăzi s-a pronunțat sentința. Știam că este în, în divorț. Astăzi s-a pronunțat sentința. Nu știu de ce, dar i-am spus, zic, nu. Nu s-a pronunțat astăzi. Nu are cum să se pronunțe astăzi. Și nu are cine. Biblia spune ce a pus Dumnezeu împreună. Omul nu poate să despartă. Sigur, sunt legi, sunt coduri, sunt jurisdicții fel de fel, tribunale, una alta. Aceasta nu înseamnă însă ceea ce Scriptura prezintă aici când spune ce a pus Dumnezeu împreună, omul să nu despartă. Acest cuvânt nu poate fi niciodată depășit sau înlocuit sau manevrat într-un fel sau altul. Este absolut imposibil. Dumnezeu a declarat imposibil. Și am spus, da, ne-am despărțit. Nu ai cum, zic. Nu ai cum să te desparți pentru că cei care s-au născut din voi vor fi pentru totdeauna imaginea ta și a lui, indiferent ce se întâmplă. Nu, nu se poate produce acest lucru. Astfel că totdeauna trebuie să păstrăm în mintea noastră că noi nu suntem împreună prin accident, ci pur și simplu Dumnezeu ne-a condus pașii și am ajuns în locul acesta și nu există om care să poată împlini. Ceea ce scrie aici în scriptură, să despartă. Nu. Există cineva care a pus împreună și, sigur, facem față sau suntem confruntați cu atâtea inimaginabile greutăți și probleme grave, datorită faptului că dușmanul care a hotărât la început să rupă legătura aceasta între soț și soție va lupta până la ultima suflare să facă lucrul acesta știind că prin familie Dumnezeu va așeza lumina pe pământ, știind lucrul acesta. Niciodată familia lui Dumnezeu, în partea asta a veșniciei, nu va fi scutită de luptă, este o luptă aceasta, de ceea ce ne face pe noi să nu uităm niciodată chemarea noastră. Aceasta este chemarea noastră. Mă întreba odată la Speranța TV, Beatriz Lospazi, ce crezi că o să vină nenorocirile astea cu familia și în țara noastră, întrebat ea, și i-am răspuns acolo, zic, nu va scăpa nimeni. Toți locuitorii Pământului se vor închina. Toți aceia cel căror nume n-a fost scris în cartea vieții. Nu va scăpa nimeni la Polul Nord, nu va scăpa nimeni la Ecuator. La... Nu există scăpare din așa ceva afară de prezența lui Dumnezeu în viața și familia noastră. Răul va merge din rău în mai rău, așa cum este scris. Până acolo, în scrie Biblia, toate întocmirile gândurilor din inima lor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău, și după aceea a venit potopul. Nu vreau să intrăm în, 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 în științificul potopului. Dar astăzi se poate produce un potop într-o zonă oarecare, putem să producem potop doi ani la rând, putem să folosim pământul ca armă, armă tectonică, putem să producem cu Om, omul, Omul a învățat multe meserii între timp. Și nu o să discutăm noi despre natura potopului, dar o să discutăm despre cauza lui care este legată de pervertirea familiei. Înainte ca să se producă această stare nemai auzită pe fața pământului, în care răutatea este totală. Biblia scrie că oamenii s-au despărțit de planul lui Dumnezeu cu privire la familie și și-au creat planul lor propriu. Și-au luat pe cine au gândit și-au considerat, s-au născut acei oameni din aceste familii care, în final, au umplut pământul de violență, de cruzime, de bestialitate, de imoralitate nemai auzită. Și atunci au înțeles poate oamenii de ce un om este chemat să urmeze planul lui Dumnezeu, de ce, să, de ce să trăim în acest fel. Iată de ce, ca să nu se ajungă acolo, când Dumnezeu a spus fă lucrul acesta, nu este un capriciu al lui Dumnezeu, ci este lumina lui Dumnezeu, a celui care știe unde duce drumul acesta. Pământul s-a umplut de răutate până acolo încât i-a ajuns la culme și Biblia spune sfârșitul oricărei făpturi este hotărât, nu de Dumnezeu, ci de răutatea de plină despre care vorbea Scriptura, dar, tot acolo scrie, dar, noi a căpătat har. Cu în toată lumea asta? Da, în toată lumea aceasta. Există o rămășiță aleasă prin har. El a căpătat har înaintea lui Dumnezeu și prin el astăzi viața este prelungită până la noi. Iubiții mei, în această împrejurare în care nu va fi chip de scăpare și spune întuitorul, dacă n-ar fi fost scurtate acele zile, nu scăpa nimeni, a, în așa fel este făcut planul, în aceste zile Dumnezeu a pregătit și are deschis pentru mine și pentru tine și pentru familia noastră lucrarea lui Dumnezeu prin care suntem păziți într-o astfel de lume. Și scrie în cartea profetului și voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Cine este acest proroc Ilie? Au discutat în timpul Domnului Hristos, le-a spus, zice, este Ioan. Dar ce lucrare a făcut el? El va întoarce inima părinților spre copii și va întoarce inima copiilor spre părinți înainte de venirea zilei Domnului. Astfel că, într-o lume atât de primejdioasă, într-o lume care este hotărâtă să nimicească, să distrugă chipul lui Dumnezeu în familia umană, într-o lume ca aceasta, Dumnezeu a ridicat acest zid de apărare. Voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ca să întoarcă inimile părinților spre copii și ale copiilor spre părinți. Nu este ușor să privim, Asupra acestor lucruri, așa cum ne sunt descrise aici în Genesa, cu privire la starea Pământului. Unde s-a ajuns din cauza pervertirii familiei? Sunt astăzi oameni care, oameni care glumesc pe seama, pe seama aceasta. Satana nu glumește. El știe că aceasta e o problemă de viață și de moarte. Dumnezeu nu glumește de asemenea. După cum Dumnezeu a plănuit să, încopă, să acopere Pământul cu lumina Lui, Lumina aceasta va acoperi tot pământul, am văzut un înger care se cobora din cer cu putere mare, pământul întreg a fost luminat de lumină. Tot la fel, diavolul a hotărât să distrugă complet, să altereze, să desfigureze chipul lui Dumnezeu un oameni, ca să șteargă orice fel de amintire a numelului Dumnezeu. Nu e vorba de politică nimănui, nu e vorba de economie, nu e vorba de cultură artă, este vorba de un lucru direct, simplu și clar tot atacul acesta este îndreptat împotriva chipului lui Dumnezeu pe care l-a așezat el în familie și prin care copiii noștri și cei care vin după noi, generația aceasta, va purta mai departe cunoștința de Dumnezeu în lume. Dacă într-o generație s-a reuși stingerea acestei cunoștințe de Dumnezeu, următoarea generație nu numai că nu se va naște, dar dacă s-ar naște ar fi în întuneric. De aceea, Bunul Dumnezeu ne îndeamnă astăzi pe noi să fim acest dar dar noi a căpătat har înaintea Domnului. Fi omul acela. Spune-i Domnului, Doamne, chiar dacă ar fi. Aș vrea să fiu, ce trebuie, învață-mă. Cum dum viața, ajută-mă. Dumnezeu va trimite pe prorocul Ilie care va întoarce inima părinților spre copii. Începe cu mine și cu tine. Am auzit multe jelenii la adresa tinerilor, copiilor, sunt așa, sunt pe dincolo, sunt pe dincolo. Astea le-am auzit, cum spune Pleșu, și cu 2000 ceva, dar înainte ziceau aceleași lucruri despre generația tânără. Absolut aceleași lucruri. Da, așa spunea Pleșu. Și cita dintr-o veche cronică grecească. Ziceai că e luat de pe ziar din ziua de astăzi, dar Biblia spune, nu, nu, nu începe cu această generație. Începe cu un părinte care dă exemplu unui copil cum arată pocăința, cum se pocăiește el în față, îl învață pe acest copil pocăința. Am avut uh, un profesor distins, un doctor mare de la Redcliffe Hospital din Oxford, a salvat de la moarte soția președintelui, care a pierdut, i-a pleznit un vas la cap și a fost nemai auzită operația aceea spectaculoasă. de el a scris o carte care se numește Pe arip de vultur am citit cartea dumnealui și am spus, domn profesor, domnul doctor, trebuie să subliniem chestia asta neapărat, trebuie să accentuăm lucrul acesta. Vulturul sau părinții nu predă numai zborul, uite, așa trebuie să zbori, ci ei predau pedagogia zborului. Învață pe pui cum să predea mai departe zborul, că dacă ăștia ar învăța doar cum să zboare, a doua generație nu ar mai exista. Îi învață cum să predea, cum să învețe la rândul lor. Și pe de o parte ei învață să zboare și pe de altă parte învață să predea zborul. Astfel că noi în familia noastră, noi nu creștem băieți și fete, cum ni s-a spus. Noi creștem mame și tați. Noi creștem soți și soții. Ei nu sunt ăia mei, ci ei sunt cei care mâine vor sta în fața celor mici a lor. Și pilda vieții noastre va fi transferată într-o generație viitoare pe când noi nu mai suntem aici. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși în partea ta de moștenire. Care este partea mea de moștenire? Păi ce ai lăsat în copiii tăi? Acest lucru s-a multiplicat prin generații și a ajuns până astăzi. Acesta este planul lui Dumnezeu cu casa noastră, cu familia noastră și lucrul ăsta nu trebuie pierdut din vedere nici dimineața la ceai, nici la școală, nici când vorbim, nici când îndreptăm lucrurile, nici când, când luptăm pentru ceea ce e bine și adevărat, nu trebuie uitat niciodată, nicio clipă, că eu stau în fața copilului meu ca să-i arăt acestui copil cum trebuie să fie un tată după voia lui Dumnezeu, cum trebuie să fie o mamă după voia lui Dumnezeu, cum trebuie să fie o familie după voia lui Dumnezeu. Aceasta e transmit eu lui și el aceasta învață de la mine. Și cum știți povestea când a tăiat, i-a dat cerga aceea bătrânului să-l trimite de acasă pe taică -să. Și copilul i-a zis, tată, dă-mi apoi, tai în jumate. De ce să tai pe jumate? De eu ăsta, bătrânul, că pleacă și să-l trimitem de aici, dă eu să nu-l plouă. Nu, nu, dă-l un apoi, tai pe jumate. Dar de ce să tai pe jumate? Păi o să-mi trebuiască și mie să-ți dau când pleci tu și nu o să am și așa, lasă jumate, ține aici în, în familie la noi. Vrând sau nevrând, copilul nu va învăța de la noi ceea ce doar am vrea să învețe, și v-a învățat toate lucrurile. Nu v-a învățat ce-i spunem, ce-i predicăm de aici, ce scrie în carte, v-a învățat ceea ce ne vede pe noi că trăim. Aceasta va face copilul nostru și având în vedere lucrul acesta, nu trebuie să uităm niciodată că noi lucrăm împreună. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu și împreună lucrători, soțul și soția, la acest obiectiv al lui Dumnezeu. Ați observat că în Genesa nu se spune că ei. Uh, sunt un singur trup. Nu. S-au născut un singur trup. nu. Nu scrie lucrul acesta. Scrie în versetul 24 din 2: Se vor face un singur trup. Se vor face. Dacă se vor face, un om poate primi sau poate respinge planul lui Dumnezeu. Ați observat că planul și intenția exprimată de-a lungul istoriei de oamenii care nu au avut credință în Dumnezeu sau care au luptat împotriva lui Dumnezeu, a fost, lui Dumnezeu a fost crearea omului nou, vrem să creăm omul nou. Uh, și ni s-a spus acest lucru, dar lucrul acesta însemna cu totul altceva decât a lăsat Dumnezeu să se nască din familia lui numită sămânță dumnezeiască însemna cu totul, omul nou însemna cu totul altceva. Spre exemplu, pentru Hitler, omul nou știți ce însemna pentru omul ăsta fără niciun Dumnezeu. El era Dumnezeul lui propriu. El a spus așa, vreau să ridic o generație de tineri care să n-aibă conștiință, care să fie neînduplecați, care să fie nemiloși și cruzi. Asta înseamnă opusul sau respingerea planului Dumnezeu în lumea noastră vreau să creez acest fel de generație. Sigur că uh, cine, uh, cineva undeva se ridică, vai, dar ne amenință. Nu e nicio amenințare. Păi dacă doctorul spune de ce ești bolnav, îi te amenință când îți spune chestia asta? Te simți amenințat? Ha, dacă spune unde duce drumul ăsta, uite dacă vei continua acest fel de viață, uite unde ajungi în final. Este vreo amenințare în treaba aceasta? În timpul lui Eremia au fost foarte deranjați de faptul că Eremia le-a spus vedeți că babilonienii vor distruge, dar nu va rămâne aici piatră pe piatră. Au fost extrem de deranjați. ne amenință, au spus ei. Și ia să vedem când apărea Remia la biserică, ia să vedem o nouă amenințare, au zis ei. Care mai e amenințarea cu ocazia aceasta? Și bunul Dumnezeu a spus lui Eremia, spune acestor oameni că nu este o amenințare, ci este un adevăr este o consecință naturală a cursului lor. Fie în bine, fie în rău. De ce suntem astăzi chemați să reconsiderăm puterea, influența planului Dumnezeu cu privire la familia noastră? Pentru că lumea noastră, conform cărții profetului Isaia, se scufundă în besnă la acest capitol. Întuneric mare acoperă pământul, negură mare popoarele. În timpul acesta, peste tine are Domnul, spune Sfânta Scriptură, și slaba lui se arată peste tine. În timp ce întuneric mare acoperă pământul. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Și în această descriere a lui Pavel, despre vremile din urmă, găsim elementele pe care, care sunt în spiciul lui Hitler, în cuvintele lui Hitler. Scrie aici, vor fi neascultători de părinți, primul lucru care i-a învățat primul guvern comunist în Ungaria, în 1919, a fost să-și să bată joc de părinți. Să... Primul lucru care s-a întâmplat acolo, neascultători, după aceea scrie Scriptura, oamenii aceștia vor fi fără dragoste firească, ce e și-a bătut joc de așa, ce e părinți, copii, ce e soț, soție, zice <laughs> de dezgustător așa ceva, au spus dumnealor, în timp ce trăiau o viață că le este rușine și frică istoricilor să scrie ce fel de viață au avut acești oameni care au vorbit așa la adresa. Și cum de-a cumpăra planeta noastră aceste, această marfă? Cum de-a găsit rezonanță în sufletul omului pe pământul nostru așa ceva? Dar a găsit. Vor fi vremuri grele să știi lucrul acesta. Și ele nu vor veni pe calea forțării, pe calea forței, ci ele vor veni pe calea înșelăciunii. După cum, și spune Pavel lui Timotei și ne spune nouă după amiază aceasta, după cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, imitau continuu prin spiritismul lor și prin vrăjitoria lor teribilă, prin demonismul de care erau stăpâniți acești oameni, imitau continuu adevărul, foarte aproape ca o umbră și acest lucru se petrece în vremea noastră. Foarte greu va fi pentru broasca aceea care este băgată în apă și temperatura crește din ce în ce. Foarte greu va fi pentru ea să-și dea seama că temperatura s-a schimbat și în curând este mortală. Foarte greu. Doar Duhul lui Dumnezeu mai poate păstra pe cineva. Dacă n-ar fi fost scurtate acele zile, spune Domnul, n-ar scăpa nimeni. Dar prin harul lui Dumnezeu ele au fost scurtate și Sfânta Scriptură ne spune nouă că planul lui Dumnezeu. Cu niciun chip nu va cădea la pământ. Cuvântul meu nu se va întoarce la mine fără rod, ci se va împlini până la ultimul. Noi trăim într-o lume astăzi în care omul își caută rostul pentru, nu pentru că nu-l știe sau pentru că l-a pierdut, ci pentru că îl refuză. Nu vrea așa ceva. El caută ceva, ceva care nu este. Și nimeni nu va găsi vreodată, iar dacă cineva cu adevărat dorește să găsească și cineva vrea să fie, dacă vrei, dacă iubești viața, spune în Biblie, și dacă vrei să fii fericit acest, acest lucru, iată care este drumul. Știți ce, uh, uh, ce monstru a creat doctorul Victor Frankenstein? <laughs> Mary Shelley scrie această cumplită pagină în care doctorul ăsta creează o ființă din bucăți de la alte cadavre, de la alți oameni și uh, nu-i pune el lumea acolo, dar asta când se recomandă, zice, eu sunt Adam al tău. Eu sunt, e un Adam nu făcut de Dumnezeu, ci este făcut de, uh, de om cu mintea lui. Acesta se întoarce până la urmă spre distrugerea tuturor din jurul lui. Aici duce drumul acesta, la care noi nu trebuie să cooperăm pentru nimic în lume nici măcar mental. Biblia spune, nu numai că fac lucrurile acestea ale oameni, dar găsesc de bine, e bine așa, așa, găsesc de bine. Dumnezeu judecă și gândul nostru, niciodată în gândul tău să nu existe aprobare pentru rău, sub nicio formă, nici măcar la nivelul acesta. Și aș vrea să încheiem cu această mare făgăduință a lui Dumnezeu, pe care o găsim în Genesa 3 cu 15 când ni s-a spus în Maleahi, rostul și chemarea familiei este sămânța dumnezeiască, adică educarea copiilor în umblarea cu Dumnezeu, când ni s-a spus lucrul acesta, el era de fapt calea pe care urma să se împlinească făgăduința din Genesa 3 cu 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul în final și tu îi vei zdrobi călcâiul. Dumnezeu să ne ajute ca această promisiune a lui Dumnezeu să se împlinească în pătrățica noastră și prin noi și prin casa noastră, prin copiii noștri și prin lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu pe acest pământ. Amen! Cerescule Tată, îți mulțumim pentru înalta chemare pe care ne-a adresat-o și a adresat-o familiei noastre să purtăm chipul lui Dumnezeu asupra noastră în legăturile cu copiii noștri și cu cei din jurul nostru. Ne închinăm înaintea Ta, Doamne, și mărturisim că stânca aceasta înaltă nu poate fi ajunsă decât cu ajutorul Tău. Îți mulțumim, Doamne, că ai pus un zid de apărare într-o astfel de lume. Îți mulțumim că în timp ce întunericul se întinde pe tot pământul, îți, î, prezența Ta răsare peste sufletul nostru. Binecuvântă copiii noștri, Doamne, copiii bisericii, binecuvântă tineretul și copiii lumii noastre și fă ca prin mijlocirea vieții noastre ei să vadă lumina aceasta și să te aleagă pe Tine, Doamne, Dumnezeul nostru. Ne închinăm și îți mulțumim. Amin.